haideți să vedem ce au stup pe care am mutat cu elicopterul. Colegul și arată. Are culoare faină. Deci asta este una dintre cea mai apropiată locație. Am plimbat jumătate de oră. Mi-o arată așa. Deci asta este al doilea corp. Hop. Primul. Și acesta este corpul numărul 3. Asta este următorul, lângă. Încerc să bag telefonul. Numai puțin să vedem ce are în mijloc și corpul 3. Așa. Unde să pun? Deci în asta cred că are undeva 15 kg de miere. Aici sus. Să zicem 70% e plin. Vă vedeți cum se... Sper că se vadă. E căpăcit. Da, și jos aproape nimic. O să scot cele mai bune rame și o să înlocuiesc pe acesta, că acesta este gol. Mai au cules? Mai au ceva? Să vedem. Wow! Desigur nu se poate să zboare înapoi cu 2 paleți, 8 sub, mai cu 4. Dar bine zboare frumos. Așa arată râul. Ia uitați. Acolo în față sunt arbori de mănuca. Și vedeți cum arată. Deci dacă vine buldozerul, putem intra cu mașinile și cu camioneta, dar dacă cumva plouă, apa distruge tot și din cauza asta este mai ușor să mutăm cu elicopterul. Și o grămadă de stupi sunt undeva pe acolo sus, încă vreo 200 de familii. Pustiu, dar frumos. Toată locația acolo sus, unde acolo undeva unde se vede se vede pădurea de pin. Ca noroc este cald. Nu am cizme de gumă, acum trebuie să sar. Mai avem puțin și ajungem la mașină. Acum cât este ora 12. Peste o oră, două ori să ajungem la altă locație, altă regiune unde am 220 de familii și o să fac o filmare. Da. Să vedem cum arată. Stupii arată bine, mă rog, dar până acum n-am avut cules. Am verificat săptămâna trecută, am avut aproximativ 100 de grame. Familiile sunt doar pe o singură magazie și corpul de jos unde e izolată matca. Este ora 3, cealaltă locație. Am mai filmat aici, v-am arătat
ce stup. Are miere undeva la 60%. Asta avea în corpul ăsta albastru undeva la 80%. Asta are undeva la 70%. Deci cum arată. Se vede, deci are miere până jos. Acum suntem aici în fața asta, a doilea sezon, pe locația aceasta. Tot am învârtit. Mai punem sau nu. Acesta este aproape plin. Tot am deschis să văd. Câtă miere are. Și uitați. Asta și căpăcit. O să venim cu un singur corp. Anul trecut n-am avut nu știu, o medie de 10, mai puțin de 10 kg. Acum vin cu încă un corp și mai verific săptămâna viitoare cum lucrează Albina. Acolo Manuca încă mai are flori. Posibil că încă 2-3 săptămâni. Vom vedea. Ulei duceare. Mai puțin 50% aproximativ, cum văd. Deci așa.